Domnilor și domnilor, primul ministru a anunțat că va da această ordonanță de urgență, dar până la urmă Parlamentul este cel care decide. Cel care decide în momentul de față este, fără îndoială, Partidul Social Democrat, în legătură directă cu noi, tocmai pentru a afla reacția liderului opoziției la cald în urma declarației primului ministru. Iată, suntem în direct cu președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc. Domnule președinte, care este poziția Partidului Social Democrat? Primul ministru Ludovic Orban spune că până la urmă decizia în ceea ce privește este clară, vor prelungirea stării de alertă și că până la urmă dumneavoastră decideți. Ce decideți? Votați sau nu starea de alertă? În primul rând, să vedem conform legii, să vedem solicitarea. Noi în Parlament, nu vorbesc numai de mine, președintele Camerei, nici președintele Senatului și nici un coleg de-al meu parlamentar, atât senator sau deputat, nu avem nicio informație până în acest moment de la guvern. Singura informație pe care eu am reușit să obțin și să am un dialog a fost cu domnul ministru Raed Arafat. L-am invitat la mine la birou împreună cu alți colegi medici și cu alți lideri politici, și cu domnul Barna și cu domnul Victor Ponta, să aflăm și noi stadiul din acest moment. Mi s-a specificat că nu este mandatat de către guvern, dar în virtutea faptului că ne cunoaștem de mult timp, mi-am permis acest lucru. Asta nu este un mod de abordare normal într-un stat. Nu poate să vină cu solicitarea cu HG-ul în ultima zi când expiră starea de alertă. Acest trebuia un dialog chiar și public. Guvernul nu reușește să găsească în acest moment un mod de dialog, nu neapărat cu politicienii, cu românii. Acum, noi suntem după 3 luni de zile, normal că lumea este nerăbdătoare să revină la normal. Și nimeni nu reușește să comunice din partea guvernului și să spună exact ce se dorește. Aici văd acest parteneriat între autorități și românii lipsește în acest moment. Înțeleg punctul noastră de vedere. Cu toate astea insist și vă întreb, domnule președinte, în condițiile în care mâine va veni și din ceea ce înțelegem din această seară, din interviul primului ministru, va veni mâine la Parlament această hotărâre a guvernului. În clipa în care știți ce va conține, și anume că vor cere prelungirea stării de alertă, decizia dumneavoastră este de a vota această decizie sau de a vota împotrivă? Tot ce ține, și asta am și vorbit cu domnul ministru Raed Arafat, tot ce ține de măsurile pentru protejarea sănătății oamenilor. Distanțierea socială, purtarea de măști în spații închise, activități fără limită de oameni. Toate aceste măsuri, categoric, le vom susține. Sub nicio formă nu vom susține restul cu achiziții publice directe și sau derogări de la lege pentru a face... Scuzați-mă, deci spuneți în felul următor. Susțineți măștile, susțineți distanțarea socială, susțineți niște măsuri care țin de sănătatea populației. Tot ce țin de sănătatea populației. Asta înseamnă că ați putea... Și dorim explicații clare, da? De ce anumite activități comerciale se deschid sau, de exemplu, nu putem avea încredere în preoți să deschidem biserice. Aceste explicații trebuie... Așa funcționează o democrație. Guvern, de ce locurile de joacă ale copiilor din parcuri, din spațiile publice nu se deschid? De ce teatrele nu se deschid? Pui niște reguli și le explici foarte clar cum trebuie urmat DSP-ul să vină să facă, cum am funcționat și noi la Parlament. L-am întrebat pe domnul Raed Arafat, mi-a trimis exact cum trebuie să funcționăm în Parlament, ca să nu fie un pericol. Credem cumva părinții își duc copiii la locul de joacă să-și îmbolnăvească? Sunt ferm convins că românii pot respecta aceste reguli. Domnule președinte, spuneți în felul următor, susținem măștile, susținem distanțarea socială, nu susținem achizițiile. Pe de altă parte, întrebați de ce nu se deschid bisericile și se deschid niște spații comerciale și, de asemenea, vorbiți despre locurile de joacă. Întrebare, dacă vor veni în Parlament cu o stare de alertă, care să cuprindă doar măștile
și distanțarea socială și alte măsuri de felul acesta, veți vota acest tip de stare de alertă? Tot vom vota orice măsură pentru protejarea sănătății românilor. Ok. Și în condițiile în care... În schimb, vom intra, avem cadrul legal să intrăm să modificăm acest HG al guvernului, emis de către guvern. Nu știu, în acest moment, mai mult ca sigur, noi suntem de acord doar cu o prelungire de 15 zile. O prelungire de 15 zile. Toate aceste lucruri pe care le spuneți sunt niște știri, deci vreți o prelungire de 15 zile doar pe lucrurile pe care le-ați spus mai devreme legate de sănătate. În această hotărâre de guvern, vreți să adăugați lucruri care în momentul de față, ați amintit, de exemplu, deschiderea bisericilor sau a locurilor de joacă, veți adăuga la hotărârea de guvern aceste măsuri de deschiderea bisericilor, de exemplu? Vom căuta cadrul legislativ astfel încât cu specialiștii să ni se explice de ce nu putem impune anumite reguli și aceste lucruri să fie și ele deschise. Noi nu am avut până acum creat un cadru instituțional să putem discuta aceste lucruri cu guvernul. Bine, nici românii nu știu nimic, nici ce așteaptă economic. Deci nimeni nu vine să explice. Toată discuția este dacă PSD-ul votează sau nu, și noi nu avem nici măcar un minimum de text prezentat. Domnule președinte, în momentul de față spuneți că veți susține această decizie a prelungirii stării de alertă pe 15 zile fără achiziții. Mai sunt și alte condiții pe care le puneți pentru a trece această stare de alertă, dar pe o variantă mult mai suplă, mai relaxată? Categoric. Așteptăm să vedem varianta care vine guvernul și să avem un dialog totuși cu fiecare punct în parte. Asta înseamnă democrație. Aici nu vine cineva și dictează. Guvernul Orban nu mai merită un cec în alb cum l-a primit până acum.